Cinci șefi de poliție din Bihor au fost audiați în această dimineață la sediul Direcției Naționale Anticorupție din Oradea. Printre ei se află și șeful Inspectoratului Județean, chestorul Liviu Popa. Aceștia sunt învinuiți că ar fi luat taxă de protecție timp de 2 ani de la câțiva patroni ca să închidă ochii la afacerile lor ilegale. O zi după ce Inspectoratul de Poliție Județean Bihor și Casa Șefului Poliției Bihor au fost percheziționate, 5 șefi de poliție au ajuns în această dimineață la sediul DNA din Oradea, unde au fost audiați. Purtătorul de cuvânt al DNA a confirmat pentru News.ro că cei care au dat declarații în fața procurorilor sunt șeful IPJ Bihor, chestorul Liviu Popa, șeful Poliției Municipale Beiuș, șeful Poliției Rurale Beiuș, șeful postului de poliție Pietroas și șeful postului de poliție Carpinet. În cursul zilei de 19 septembrie 2016, ca urmare obținerii autorizațiilor legate de instanță competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 3 locații situate în municipiul Oradea, din care 2 sunt la sediul unei instituții publice. Se arată într-un comunicat de ieri al Direcției Naționale Anticorupție. În afară de Liviu Popa, ceilalți 4 șefi de poliție sunt suspectați că au protejat activitatea infracțională a unor oameni de afaceri.